Bun găsit, stimați telespectatori, și la mulți ani, domnilor noștri, să le spun așa, la mulți ani, domnul Matei Catrinoiu, și mă bucur Mulțumesc. că sunteți alături de noi, de telespectatorii noștri, le spunem la mulți ani și doamnelor și vom vorbi despre această lună de sărbătoare și nu numai. Bine ați venit în studiul nostru! Bine v-am regăsit, de, după un timp mai îndelungat, vreau să spun și eu, deși cu o zi întârziere, la mulți ani, tuturor femeilor din Gorși, le doresc tot binele din lume, multă sănătate, fericire și tot ceea ce își doresc ele. La mulți ani, domnilor, și vă rog, nu beți 44 de pahare, beți 45 ca să fie treaba treabă, nu așa? Ia spuneți-mi, dacă tot ajunsărăm așa și la mucenicii de astăzi, ce înseamnă pentru un bărbat sărbătoarea asta? Cum, cum vă amintiți că o sărbători și în trecut, în adolescența dumneavoastră, că la țară se țin sărbătorile și cum mai târziu, acum, în mileniu ăsta trei? Uh, am niște amintiri foarte plăcute. Uh, în toată această perioadă uh, sărmana mea mamă să pregătea intens și cu atât mai mult în uh, această zi de sfinți mucenici, uh, mama mea ne măscula de dimineață și uh, făcea afumarea, numai a mea, acasă și peste tot. Asta însemna alungarea spiritelor din casă, din suflet și de peste tot. Uh, A prindea o cârpă și dădea pe la nas, printre picioare, pe sub mâini și așa mai departe, adică uh, un obicei destul de important. În uh, ceea ce privește modul în care uh, se beau uh, cele 44 de pahare de vin, asta însemnează o purificare, o... Uh, Luare a legăturii sau o legătură spirituală între noi toți și sfera divină. Uh, erau niște lucruri atât de frumoase, și sunt cu atât mai bucuros că și acum la țară se păstrează aceste tradiții, aceste tradiții care au uh, scos în evidență esența poporului român. Dacă noi am rezistat în acest arc carpatic, am rezistat datorită credinței noastre, datorită felul nostru de a fi și mai cu seamă poporul ăsta provenit din Daci era un popor considerat nemuritor. Deci toate lucrurile acestea trebuie păstrate cu sfințenie și trebuie renunțat la absolut orice, numai la tradiții. Chiar ați făcut așa o retrospectivă, și mi-am amintit că și mie îmi făcea bunică acest lucru. Uh, acolo spunea cărfă, spunea treanță în zona mea Da, pe ei deși uh, tot la fel. Și dacă cred că nu-i târziu, nici dacă fac lucrul ăsta de seară da. și cu toți ai casei, <laughs> pentru că am uitat sau să zic așa: dacă nu mai e lângă tine un membru al familiei care făcea și în trecut asta aproape că nu-ți mai amintești. Uh, bine, nouă, ni se spunea așa, uh, pentru că mergeți la câmp cu vacile, să nu vină șerpi, să. Mă rog, fiecare uh, obiceiul lui să. În, în asta. această perioadă, ni se interzicea, copil fiind, să nu vorbești, mamă, de șerpi și de asta pentru că s-ar putea să te muște cumva sau lucruri de, de, de genul acesta. Deși eu, copil fiind, știu că. sau mi-aduc aminte că ce îmi spunea, beată mamă, că a găsit șarpele lângă străchinuța cu lapte, mâncam împreună, așa că nu era o problemă. Deci lucrurile acestea sunt lucruri de suflet. Oamenii, vreau să vă spun că atâta efort depunea mama la făcutul mucenicilor și astea și cu sfințenie, cu purificare sufletească, cu post și așa mai departe, adică făcea de așa manieră încât așa cum prelucra, să zic, aluatul pentru cozonac cam în același mod frământa această maia pentru Sfinții Mucenici. Da, am văzut astăzi chiar s-au căutat prin toate magazinele de panificație, la ora asta chiar nu mai sunt cine a putut și a știut a făcut acasă. Noi am mâncat și aici, grație lui Andrei, fiul Aurei Câțiva și mulțumim pe această cale. Exact în zona din care vin eu vă mai spuneam că acolo nu se spuneau muce se, se făceau niște colăcei, dar pe care străbunii, ca o țin minte, punea un fel de cruce care avea o pecete. A, știți cum și să însemna a, a, pe toți 40. Știți cum se numea la noi, nu mai știu în alte părți, Pristolnic. Eu nu mi-amintesc. Exact. Pristolnicul lua era uh, o, un fel de cruce exact, mai înaltă da, da. o lua și avea niște însemne de cruce. Pe partea, exact ca o ștampilă. Da, și le puneam mijlocul. Cu... Da. Iau și să fac eu acest Așa lucru. Este. E adevărat, iată, noi nu ne mai ducem copii să, să facă lucrul ăsta la țară, pentru că și bunicele lor, adică mama mea, nu mai face lucrul ăsta, că ea gata, a făcut de la de la magazin, știți? A, aș vrea să vă spun un lucru. Stau și mă întreb unde și încotro se încearcă să îndrepte poporul român. Faptul că s-a introdus religia în școli, lucrul acesta trebuie continuat, pentru că atâta timp cât tinerile vlăstare nu vor învăța să se hrănească spiritual, nu vor putea fi modelați niciodată, pentru că uh, forța divină, care lucrează în continuu asupra copiilor, nu trebuie îndepărtată. Ea trebuie apropiată de sufletul copiilor. Și mi-aduc uh, foarte bine aminte. Și acum, o mare, visez anumite vise, așa, în general, și vreau să vă spun că în uh, bătăliile alea puternice, știți ce spun? Spun tatăl nostru, așa, în somn cum sunt, fără să deschid ochii și toate cărările mi se luminează, deci trebuie să înțelegem că apropierea de Dumnezeu este cea mai mare realizare a oricăruia dintre noi. Gândiți-vă, marii filozofi din România, n-am să dau exemple, dar care spuneau în felul următor, eu, M-am împăcat cu Dumnezeu, m-am regăsit cu Dumnezeu. Ei, prietenul meu nu s-a regăsit și rău a făcut. Deci, oameni de, de, de o, o înaltă probitate științifică și-au dat seama, chiar și înainte de a muri, că apropierea de Dumnezeu este foarte importantă și foarte importantă destul de benefic. Așa este, trăim într-un multivers, să spun așa, și poate ne depășesc cu toatele. Ați prins religia în școli? Că eu, de exemplu, sunt generația care nu am făcut în școală această materie. Nu, nu am prins religia în școli, eu am mai spus cândva lucrul acesta și vreau să, să spun cu ce -am, cu, cu mâna pe inimă un adevăr care s-a întâmplat. Noi nu aveam voie să mergem, de exemplu, la înviere. Și într-una din dăți eram ținuți la școală, eu uh, făceam școala undeva la vreo 3 km și mergeam pe jos. 3-4 km mergeam de acasă până la școala generală la Ceauru. Și acolo uh, un uh, coleg rom a luat, deci s-a apropiat Denia, și a luat o iconiță cu mântuitorul și a aruncat un foc. Da, ne mai povestit Din senin, asta, da. focul ăla ne-a urmărit pe toți până în școală cu fulgere și astea. Vă rog să mă credeți, a fost o mare bucurie după aceea că am scăpat și am ajuns la DNI, eu care de când mă știu, de copil de o școapă, nu am lipsit niciodată de la Denie, fiind la strana principală și cântând alături de Tinere, acum tot ceea ce se poate înălța pentru mântuitor. Da, mă gândeam acum că dumneavoastră sunteți și unul dintre cei care slujesc biserica, în sensul că ați ajutat cât ați putut și sunteți aproape de mulți preoți, mai ales de cel din satul dumneavoastră, i-ați ajutat cum ați putut, iar referitor la religie s-a împărțit țara cumva în două, dar cred că nu pe bună dreptate, în sensul că nu s-a înțeles corect, adică nu e materie obligatorie, e opțională și părintele poate să-și lase copilul, dar cred că nimeni nu are ceva cu religia și deci, ci cu cine predă religia. Deci, deci asta aici e vorba. nu trebuie pusă problema obligatorie sau opțională. Deci aici nu trebuie pusă așa. Deci trebuie pusă problema tranșant, deci vreau să vă spun și în calitate de președinte al unui partid creștin democrat al PNCCD-ului că astăzi în stradă tinerii noștri de la București au fost în stradă pentru au militat, ca, pentru, au militat ora de pentru ora de religie deci vreau să vă spun că aici nu există că vrea, că nu vrea, că asta aici se stabilește ca ora ca și cum e stabilită ora de sport sau celelalte ore importante de matematică, de fizică și asta deci acest lucru a da Hrană spirituală copilului nu este de niciun rău. Da, da, vedeți, problema este de către cine și aici se vorbește despre opulența bisericii, pentru că sunt de trei ori mai multe uh, biserici decât spitale, decât uh, școli și oamenii deja poate au ajuns la faza aia în care îi văd pe preoți, pe înalt preasfintiții, uh, mergând în diverse mașini luxoase și unul și a pâinea de la gură ca să lase un leu în biserică. Deci vorbim uh, despre lucruri diametral opuse și eu cred că uh, tocmai asta e. Nu are nimeni ceva anume cu religia, ci cu cine predă religia. Aș vrea să vă spun ceea, ceea, ceea ce se spune în popor. Nu face ce face popa, fă ce spune popa. Uh, eu nu am să iau, să fiu, să intru în contradictoriu cu biserica. Departe de mine gândul acesta. Dacă unele fețe bisericești greșesc și este problema lor ei plătesc de mult mai mult decât uh, ceilalți muritori de rând poate de 77 de ori câte 77 lucru acesta deci vreau să vă spun părerea mea sinceră uh, să asculte foarte bine emisiunile în care apare părintele Arsenie Boca și abia atunci își vor da seama ei ajunge la mormântarea mamei tale când tu erai închis, demonstrează încă o dată că puterea divină este peste ființa umană, peste tot ceea ce gândim noi. Pentru aceasta nu este o greșeală că învățăm copiii să spună tatăl nostru, să știe să aibă uh, acea elementară cultură în ceea ce privește religia. Pentru că ați văzut și mari împărați sau domni ai lumii se închină atunci când nu mai au ce face, Doamne ajută-mă. Păi cum să-ți mai ajute Dumnezeu când tu faci lucruri necugetate? Nu, eu cred că fiecare, și mai ales român, are credința lui, pentru că te naști, te ești botezat într-o biserică, ești căsătorit într-o biserică, automat primești un praznic și îl prăznuiești conform datei stabilite acolo în biserică. Exact, ce vă spuneam? Asta am simțit eu, că nu se duce o luptă împotriva. Uh, unui obiect de studiu, ci a unor persoane care nu fac cinste uh, hainelor preoțești, uh, să zic așa. Și exemplele uh, sunt multe. Religia poporului român nu trebuie negociată cu nimeni. Deci, punct. Și de indiferent ce zic unii sau alții, deci copiii trebuie uh, educați în spiritul și uh, frica de forța divină frica, cu ghilimelele de rigoare. Nu teroarea, a, a, da. nu teroarea. Deci e, acea frică măi, dacă fac rău acesta, mă vede el de sus, mă vede doamna Doamne. Da, dar până la urmă vedeți că tot, tot, acest lucru de care vorbiți dumneavoastră îl constați de-a lungul vieții în puterea exemplului tău, pentru că cel puțin mie mi s-a întâmplat, faci bine, parcă ți se întoarce de vreo câteva ori, ai făcut un rău că vrei, că nu vrei, parcă te-a pognit în moalele capului când ți-ai fi dorit mai puțin. Deci cred că o lege a compensației o simte și există în univers. Eu, ca și copil al nimănui, toată viața mea m-am bucurat de sprijinul Divin. Dumnezeu, de fiecare dată când mi-a fost greu, mi-a pus mâna în creștet, deși vreau să vă spun că și eu păcătuiesc cu gura, uh, nu atât de mult cu faptele sau asta, dar vreau să vă spun că Dumnezeu există, că dacă. Există rău, cu atât mai mult există binele și noi trebuie să facem bine pentru că bine faci, bine, bine găsești. găsești. da. Aveți răbdare la o slujbă în biserică? Cât puteți sta? Cât înțelegeți din ce spune preotul acolo? Vreau să vă spun că... Timpul meu este foarte limitat, limitat. Știm, da. dar atunci când am fost și mă duc în biserică, stau și ascult cu minte. Pentru că vedeți dumneavoastră, dacă am studia tot ceea ce se spune despre forța divină și toate uh, uh, pildele și tot, pentru că ați văzut uh, în Biblie și astea se vorbește în pilde în exemple. Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă. E lucru acesta trebuie să înțeleagă fiecare. Să nu pui genunchiul pe grumazul nimănui. Din păcate s-a întâmplat și se întâmplă. E adevărat că în decursul timpului -au, au fost diverse versiuni și asta. Dar gândiți-vă, gândiți-vă, E atât de imens acest univers, încât exact ca la steaua care a răsărit, e o cale atât de lungă că mii de ani a trebuit luminii să ne ajungă. Asta trebuie să înțeleagă mintea umană că nimeni și nimic. Eu vreau să vă spun să fac o mică paranteză, undeva în Rusia s-a făcut s-a sondat foarte puternic o sondă de adâncime la un moment dat s-a dus sapa din vârful sondei, s-a pus o cameră de la vederi și s-a auzeau schincete de du -ă, durere, s-a -au, auzeau voci puternice și astea. Ei, la un moment dat s-a topit și camera aia și astea. Deci sunt lucruri certe. Deci acolo, în măruntaile alea, ale pământului, este iadul care așteaptă pe toți cei care greșesc. Credeți că generația aceasta mai este pregătită pentru aceste teorii de... Vă ascultam așa foarte atent de Rai și Iad. Unii am crescut chiar cu, să zic așa, cu pilda aceasta religioasă în familie, dar cu toate astea nu știu dacă pe mine mă convinge cineva că este și una și alta. Vreau să vă spun să vă dau un exemplu. Eram profesor la liceu și uh, am avut o, o, un mic incident. Unul din elevii mei era să nece. M-am dus ca racheta spațială către el, da? M-a apucat de fapt el pe mine de mână. M-am luptat cu el între viață și moarte. E, în secundele alea eu am văzut tot filmul vieții mele. Deci eram între viață și moarte, da? El era cel care dorea să salveze, eu la fel. Îmi vedeam copii în leagăn care îmi făceau cu mânuța. Mi-am dat seama că trebuie să lupt și vă rog să mă credeți, tot filmul vieții mele s-a scurs în câteva, să zic un minut, poate e mult, poate e puțin, și am fost salvați. Am scăpat de la moarte. Deci am fost în ghearele morții și am scăpat la o și eu și ele buma. Da, până la urmă sunt foarte multe, să zic, iată, întâmplări de maniera asta sau comele, induse sau nu, Atestă ceea ce spuneați da. dumneavoastră la un moment dat. Revenind la sărbători, și iată, am monopolizat puțin discuția cu religia, poate era și necesară pentru că chiar se duce acum o bătălie între doi poli români care vor sau care nu vor această materie în școli, dar revenind la sărbătoare, la. Că e martie, a început cu mărțișorul, cu Ziua Femeii, a continuat, iată, cu ziua dumneavoastră a bărbaților, astăzi, și uh, urmează apoi aprilie cu Paștele. Uh, nu știu, românii au, uh, au o viață frumoasă dacă o raportăm la sărbătorile pe care le au, că au în fiecare lună câte ceva. Vreau să vă spun că eu am umblat în multe țări ale lumii, niciunde. Nu există atâtea tradiții și atât de frumoase tradiții ca în România. Și ați văzut, noi mai împrumutăm și de la alții. Uh, da, de Valentine's day uh, Eu trebuia să îl păstreze alții, nu să-l luăm noi. Noi avem dragobetele nostru. Ei, lucrul acesta trebuie să ne bucure. Uh, toți cu străinii cu care am discutat au venit, veneau cu idei preconcepute, aveau impresia la un moment dat că noi suntem cumva de căzus, de prim pom când au văzut ce este în țara aceasta, când au văzut căldura acestui popor, când au văzut primirea care tradiția, le s-a făcut, culinarul este nostru, da. ceva extraordinar. S-au întrăgostit mulți, ați văzut. Uh, te ce, vă, vă rog să mă credeți, este ceva extraordinar. Pe în alte țări, uh, de la un etaj la altul nu se cunoaște om este. cu persoană. Uh, Occidentul ei, e altfel. Ei... Uh, vorbesc foarte puțin. E, la noi, dacă este o sărbătoare, sunt nedeile de cea mai mare amploare. Păi la, mine, când e Sfânta Marie, ține trei zile. Da? De ce? Pentru că noi am păstrat aceste tradiții și vedeți, aici omul defulează. Deci, spune Parcă trăiești toate, pentru ele. Da. Trăiești pentru ele. Nu te îmbogățești, dar nici nu sărăcești. Chemându-ți prietenii, fiindu le aproape, discutând diverse probleme. Ei, se și... golește portofelul până da. încotro la o asemenea Am al... Asta este. Da. da, dar e cu drag, și mai ales că știi că îți chemi acolo pe cei drasti, că până la urmă așa se întâmplă. Da. Te vezi cu rudele când? Când se întâmplă un ecaz și când se întâmplă o bucurie, că nu mai ai timp în pe parcursul săptămânii, lunii, anului să, să te mai vezi cu ei. Și dacă ar fi să raport la toate sărbătorile pe care le petreceți într-un an, care vă e cea mai dragă, sau care vă amintiți așa ca aceea care vă manifestează? Este evident că pe primul plan este. ce să vă spun? Ziua nepoțelului meu, care este de vreo două ori, chiar trei ori pe an, și, după aceea, ziua soției și. Unde ne întâlnim cei mai mulți este Sfânta Marie, pe 15 august, unde la mine vin oameni ca la Meca, pentru că așa am considerat că e bine, vin prieteni, poate unii dintre ei. Să zicem că și dușman, dar eu chem pe toată lumea <gântări> să vină, să ne simțim bine, să ciomnim un pahar, să spunem lucrurilor pe nume și să socializăm. Pentru că, de fapt, aceasta este socializarea, adică acel mod de comunicare între ceea ce se întâmplă, ce am făcut, ce am realizat, cum ne simțim, ce gânduri avem și așa mai departe. Sunteți un om care a trăit și în mediul rural, și în mediul urban. Nici nu vă întreb unde vă place mai mult, că sigur o să-mi spuneți în mediul rural că el e cel mai pitoresc, cred că ne place la toți. Cum vine un weekend sau o zi liberă, unde fugim, la țară sau fiecare pe unde mai poate. Do -o Dovadă că după foarte mulți ani m-am reîntors la satul meu natal, acolo unde am casa și unde mă simt în tot confortul meu și mă simt extraordinar de bine. Vă lipsește ceva de la oraș? Nu-mi lipsește absolut nimic, pentru că eu am tot ceea ce trebuie la mine acasă, am teren unde pot să-mi cultiv bine, tot doastră. ce doresc eu. sunteți legumicultori uh, acolo în zonă, noi chiar uh, am avut o familie săptămâna deci aceasta. Vreau să vă spun că, uh, nu că mă laud, dar a fost perioada în da. tinerețea mea, când eram cel mai bun legumicultor din toată zona. Mă băteam cu prietenul meu, Holgheorghe, domnul profesor, dar o făceam cu plăcere și vreau să vă spun că aveam și rezultate C foarte bune. Am spus-o și o repet, prima mașină am luat-o cu banii de pe varză, deci nu e nici Acum un lucru mai de putea care De mai să una, apropo? Uh, vreau să vă spun că dacă anul ăsta puneam uh, varză, cu siguranță luam, uh, luam două, nu una. Da? Pentru că a, a avut un preț bun varza. Uh, vreau să, uh, cu această ocazie, să spun tuturor acelora care diriguiesc, la un moment sau altul, viața acestei societăți, că realizările cele mai mari ale unei țări, nu pot fi făcute de, ale unei țări, ale țării noastre, pentru că noi eram o țară eminamente agricolă. Refacerea României nu se poate face decât prin agricultură, prin dotarea, după ultimele date din agricultura uh, europeană și a României, și să învățăm ce să cerem ca să putem să primim acele fonduri de care. Amărătul de țăran are nevoie. Dar nu vi se pare totuși că lumea e bulversată la țară, că e a, aproximativ așa dezorientată, că de la an la an lucrurile merg mai rău în agricultură, în sensul că iată și vremea și s-a schimbat vremea, observăm și noi ce temperaturi avem ziua și cu minus câte grade noaptea. Oamenii nu mai pot să mai facă aceeași agricultură pe care o făceau acum 20 de ani, 20 și să zic așa. Vreau să vă spun. Cu durere în suflet Este inacceptabil Ca litru de lapte Un litru de lapte Să fie echivalentul Sau mai puțin, mai jos, mai, da. mai puțin de Decât de o jumătate de litru De apă plată Este impardonabil Este strigător la cer Țăranul ăsta Care se scoală Muncește îi dă, Îngrijește aceste animale Să ia atât de puțin este impardonabil. Bine, și acum și dacă și... ea nu mai poate să ia, că dacă nu are celulelele vreau... somatice, nu da. mai poate vinde și vreau tot așa. Vreau să vă mai spun ceva. Lucru pe care vreau să repet ori de câte ori am posibilitatea. Domnilor, cei care mergeți în Parlamentul European, bine, din gorj deocamdată nu este nimeni, dar cei care merg în Parlamentul European... Trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că noi nu îi trimitem acolo să stea cu mâinile în sân. Ei acolo trebuie să bată și să le spună, fraților, păi dacă voi aveți salarii de 10 ori, de 15 ori mai mare decât în România, creați-ne, fraților, și nouă posibilități. Nu zicem să ajungem cât aveți voi, dar măcar să avem și noi a patra, a cincea parte din ceea ce câștigați voi că agricultura noastră românească trebuie sprijinită, nu dărâmată. Ori, vedeți, dacă stăm și analizăm și dacă veți lua din produsele care vin de dincolo, nu este se compară nici ca pe departe, nu se compară, e. și stau și mă întreb, cum puteți europarlamentari să dormiți liniștiți știind că poporul ăsta care nu și-a pierdut încă speranța și asta, stă și să uită cu jind la cum trăiesc alții, că tinerii noștri pleacă dincolo, că tot ceea ce se întâmplă cu foarte multe familii, vedeți că o moară, că îi, le fac tot felul. Românii au ajuns robi în țările în care s-au dus. Da, e mare lucru să, să ai o gospodărie, o bunăstare, să zicem așa, într-o gospodărie a unui sat, că până la urmă înseamnă bunăstarea comunei respective, arondată la orașul respectiv, dar parcă asta nu se conștientizează. Am văzut, nu mai aduc aminte unde, în zona Transilvaniei, am văzut vreo șapte sau opt na naționalități care au venit, au luat case de ale și secuilor, da?, le-au transformat, au făcut și s-au stabilit ăștia la noi. Da, Oare da. nu este posibil ca de românii noștri eu... să revină la ei acasă? De așa ați văzut că au păstrat linia tradițională românească da, da, de la da, da, cum aranjează da. războiul. Deci de vă, vă rog să mă credeți, stau și oftez când văd asemenea emisiuni și mă gândesc cu, cu, cu durere în suflet, cum puteți dormi oameni buni când vedeți ce fac oamenii ăștia în țara noastră, ne păstrează ei tradițiile și noi ne înstrăinăm populația. Mai este o versiune, aceea că românul nu este sau nu-i place să muncească, că e linia mare a șomajului, că sunt locuri de muncă și neocupate, că nu vor să, să meargă să acceadă pe un asemenea loc, adică nu e de nivelul lui. Să vorbim și despre asta, oare chiar e adevărat sau... Haideți să vă spun. Sunt puncte de suspensie. Eu am spus-o și o mai repet. Nu există. Nu există în lumea asta om, oameni mai pricepuți decât românii. Românul știe să pună și un bec, știe să bată și un știe să păzească, să mulgă vaca, știe să păzească capra și așa mai departe. Ori, alții se folosesc de românii noștri creând acele, acele goluri financiare de care românii nu beneficiază. Și vreau să atrag atenția tuturor acelora care ajung la fondurile europene. Fraților, nu vă bate joc de ele, pentru că ăștia le urmăresc. Ori, dându-se fonduri, oricui al și nu oamenilor muncitori, oamenilor care trebuie, dându-se acele fonduri pe coterii, pe oameni care au cu totul alte interese, deci de a se îmbogăți foarte rapid și cu fondurile europene. Ați văzut ce se întâmplă. Oricum, controlele acu există, n-a fost face cel și puțin la început de primăvară datoria. Ori or acest lucru, trebuie stopat. Hai să ajutăm tinerii, să ajutăm tinerii fermieri să-și înșghebeze acele ferme de care sunt în stare tinerii. Că tinerii noștri n-au nevoie să-și angajeze tractoriști. I-ai dat un tractor, o combină, o semănătoare, el știe să-și o întrețină. El știe să, să producă cu ea. Dar dacă acest lucru este precum o nălucă. Azi o ai, mâine nu o ai și nu-i creezi acest, acestor tineri, oamenilor, nu le creezi acele posibilități de a ajunge la această tehnologie, niciodată nu vom face nimic. Când vorbeam de derută, mă mai gândeam la un aspect. Acela că această generație de tineri care termină un liceu nu știu încotro să o ia. Cei mai mulți o iau într-un sens care nu le mai asigură nimic în viață. Ați văzut și dumneavoastră că la veterinară, la știu în domeniul agricol, nu mai sunt așa mulți studenți care vor să să. să absolveu asemenea facultate. Uh, vreau să vă spun că... Ce să mai zicem de horticultură? Cea, cea, cea mai mare drama a poporului Astuia a fost atunci când au luat acele trepte de școlarizare. Trepte, nu mă refer la treapta 1, treapta 2 da, de da, liceu. Da, da. Eu mă refer la, la școala profesionale da. și școlile de ucenici. Pe meserii, da. Ei, nu toți copiii au capacitatea de a fi doctor în știință, dar au capacitatea de a face o meserie ca lumea. Și văd lucrurile într-o altă direcție pe care le-aș vedea eu, de exemplu. Sigur că da. da. Deci, acest lucru trebuie foarte repede analizat, trebuie foarte bine pus la punct și să se revină la aceste. Trebuie adus aminte acestor oameni că marele Brâncuși S-a ridicat de la o școală de meserii, da? Și a ajuns Titanul Culturii Mondiale. Pe păi atunci, oameni buni, treziți-vă. Deci, ei, că poate fi și o fală, de, o astfel de școală. Păi sigur că da. da. Deci, creind aceste posibilități, aceste oportunități, făcute gratis, eu mi-aduc aminte... Că să știți că sunt necesară, pentru că și la facultate degeaba eu termin în un anumit domeniu. Dacă nu, pra dacă nu fac practică acolo, degeaba fac uh, vre vre nu am decât teoria. Vreau să vă spun ceva? Uh, era pe timpul lui Ceaușescu și școala de ucenicii și de meserie. Dar copiii aceștia erau îmbrăcați din cap până în picioare. primeau totul gratuit, da? Salopete, uniformă, cămăși, pantofi, uneltele ghete care... și uneltele cu care să uh, desfășoare, să deprindă o meserie. Pe acolo a dispărut. Bun. Nu mai sunt necesare, să zicem, meserile de pe timpul ăla. Ei, La ora actuală, sunt și au apărut noi și noi meserii. Păi te acces pe lucrul acesta. Vezi ce se cere la nivel internațional și pregătești oameni. Vreau să vă spun că și după Revoluție, noi, pnccd am trimis o serie de oameni pentru a se pregăti ca și fermieri în țările europene. Pe timpul marelui om politic Cornelu Coposu, Dumnezeu să-l odihnească. Deci, se putea. Și aveam, nu trimiteam pe oricine, trimiteam oameni cu experiență, oameni țărani adevărați care au făcut și fac, au făcut istorie acolo unde s-au dus și au venit de acolo, nu au venit cu mâna goală, le-a dat tractoarele, le-a dat combinele, -a, a venit oameni desăvârșiți. Da, și păstrând pe, și pe colaborarea, bineînțeles, cu, cu alte țări. Vreau, vreau să vă spun că în vremea respectivă am adus, am adus niște reprezentanți din țările respective pentru a vedea chiar la mine în sat moșul meu un om adevărat care cultiva flori. Avea, nu avea sere, avea solarii de flori, dar atât, atât de bine. Numele lui este Bălteanu, este tata lui Bălteanu de la, de la Ronna, că nu așa. Deci, acest om era de oameni. Când au văzut oamenii respectivi ce și cum, ne-am dat seama că putem și avem șanse de a merge mai departe. Ori, lucrurile acestea, dacă noi nu uh, Venim în sprijinul oamenilor, îi demobilizăm, îi facem uh, exact să-și piardă nu numai speranța lor și a copiilor lor care pleacă să duc pe 2 lei, pe 5 lei, pe nu știu unde și nu rămân cu nimic în viață, că acești copii vin după o anumită perioadă. Pe o altă calificare decât cea pe care a da. învățat-o în țară. Deci așa nu, nu au ce să facă. Vreau să vă întreb, acolo, în satul dumneavoastră, ce părere aveți despre perspectiva tinerilor? Pentru că, normal că este o generație și acolo. Stă generația asta numai la calculator, pe net, la televizor? Este aptă să muncească, dar muncește și ajută părinții, bunicii și așa mai departe în gospodărie? Sau uh, sunt dintre cei care vor la oraș? Vreau să vă spun. Uh... Cu mare încredere că vă spun adevărul. Uh, marea majoritate a copiilor din uh, satul meu unde locuiesc eu sunt copii uh, foarte dezghețați și numai asta. Sunt copii care muncesc alături de părinților pentru că satul din care eu, în care m-am născut, este de fapt uh, satul care ține alături de cei care vin din uh, zonele de, de la din uh, Craiova, Caracal sau zonele respective țin piața din Târgu Jiu. Și deci, nu numai. Și nu numai, deci uh, acești copii pentru ei este o mândrie că sunt din satul respectiv, uh, avem cel mai bun pământ care există în zona uh, în zona Gorjului. Deci nu îl îmbunătățiți, nu, el e de la mama el, natura apa vine la 2 metri, deci vă dați seama că au tot interesul. Ei, ce s-a pierdut la ora actuală este faptul pentru că dacă pe timpul lui Ceaușescu erau acelea secări să nu li se inunde recoltele, Acum că am dispărut asta, sau au înfundat A, acele canale de, de preluare. Da, dar în general vreau să vă spun că sunt tineri, chiar tineri fermieri care fac istorie în sat și care obțin beneficii destul de importante. Da, cu mare drag, am fost și noi săptămâna trecută la o familie, o tânără familie care are solarii și am înțeles că sunt mulți alții acolo în, în Bălești și bineînțeles că vă vom mai vizita. Ne-ați da. și promis că ne duceți undeva în mediul rural da. când se Sigur mai încălzește da. un pic, când dă floarea da. așa în pom. Dar, iată, nu am vorbit iar despre un aspect și vă întreb foarte multe lucruri despre agricultură pentru că partidul din care face sparta, și pe care îl conduceți la nivel de gorj, știu că are așa, trasată ca linie, prioritară agricultura. Nu am vorbit despre valorificare. Este o piață, nu putem spune că saturată, dar e o piață la mâna a doua, o piață care îl defavorizează pe producători, care îi scade, să spunem așa, teancul din portofel cumpărătorului, o valorificare care merge greu în paralel cu ce vine de afară, asta cum se combate? Vreau să vă spun că lucrul acesta eu am, sau această situație am pus-o și în grupul de dialog social pentru că fac parte din acest grup de dialog social la nivelul județului. Vă întâlniți lunar sau la uh, mai mult. La sfârșitul fiecărei luni. Uh, vreau să vă spun că este dureros dacă în țările Europei, toate lucrurile acestea sunt reglementate. De exemplu, dacă țăra nu produce și nu poate să-și vândă marfa la prețul sunt niște prețuri stabilite dinainte, intervine statul și îl despăgubește. Dacă țăranul a avut recolta compromisă, de asemenea intervine statul și îl ajută. La noi, la ora actuală, nici măcar nu nu-ți asigură, deci nu îți fac asigurări pe recoltele pentru a nu, împotriva calamităților. Deci, aici trebuie ca cei care sunt în Parlamentul României să se așeze la masă și să discute problemele astea nu în fugă, nu cu uh, Patima, dar să se așeze cu adevărat să le discute pentru că ele trebuie duse mai departe și discutate chiar și în Parlamentul European. De ce? Pentru că uh, produsele pe care acești oameni le realizează ajung de foarte multe ori, da? Uh, sunt uh, samsari de legume Ai, și exact fructe da, care uh, le ia la prețuri de 2 lei pentru că amărâtul de țăran nu mai are timp să stea în piață. El cu să duce și produce. Le ia bruma lor de muncă și o vând ei la prețuri duble, triple și așa mai departe. Eu am uh, uh, și am în uh, idee și în proiect lucrul acesta voi propune parlamentarilor noștri uh, lucrul acesta ca să îl ia în considerare foarte repede uh, și să scoate de pe piață tot, toți oamenii care nu sunt producători. Chiar dacă ei au societăți de valorificare și astea, de produse agricole, să nu se mai elibereze decât la cei care sunt producători. Și aceasta intrând în primul rând în sfera de influență a consiliilor locale și după aceea la nivelul fiecarei piețe din uh, fiecare județ. Destinul a făcut ca din 1994 să lucrez în presă, dar mai mult decât atât să mi se dea la un moment dat un format de emisiune. Viața la țară care eu pe unde am fost am tot făcut-o în toate televiziunile, că s-a numit altfel titlul, asta n-a însemnat nimic. Subiectul a fost cam același. Am o senzație, nu știu dacă mă încearcă numai pe mine sau vă întreb acum și pe dumneavoastră. Oare din 1994 până în 2000, să zic așa, 2003-2004, faptul că se subvenționa mai mult și mai bine agricultura a făcut să fie și terenuri comasate, să fie și prodalimente, Adică s-au distrus să le avec, dar au fost ferme de porci. Pe urmă au venit nu știu ce peste porcină și nu mai avem nici porci. Dar totuși, cu subvenție, a mai, mai rezistat cât a mai rezistat agricultura. Acum, fără nimic, iată este terenul părloagă. Vreau să vă spun că... Poate greșesc, nu știu. Toate pro povestile alea cu febra porcină, cu peste acolo, cu, aviară cu și gripa da? aviară și chestiile astea, eu le știu de, de la rădăcina barii, să spun așa. Toate aceste invenții, vreau să vă spun, aveau toate un numitor comun. Politic. P uh, politic de navuțire, da? Vreau să vă spun că în 2005 România a avut cea mai mare producție de grâu care a existat vreodată. Păi, da, am și spus că până a, în 2005, așa. Ei, 2006 Vreau să vă spun că atunci în toată presa să spunea că grâu românesc nu e bun nici pentru găini. Are Știți da. ce se făcea? Se încărca pe șlepuri grâu românesc. Și mergea la export. Nu. No. Sau? Îl ducea 50-100 de kilometri în larg și întorcea sub pavilion american, da? Și era, deci era tot grâu nostru. Vezi, doamne, ei l-au aruncat la asta, dar l-au cumpărat la americani.

S -a s -a discutat la și s-a discutat la momentul respectiv. Bineînțeles că în 2006 noi am ajuns la guvernare atunci și de-aia cunosc lucrurile acestea. Dar vedeți că și acum semânța certificată, iată, că nu se mai produce, nu se mai face, nu mai sunt loturi semincere, nu zică deloc că sunt, dar nu cum păi, era odată, nu s-a zicură necesarul. Haideți hai să vorbim cu cărțile pe față. Pe toate instituțiile de, eh, institutele de cercetare au fost distruse. Da, e adevărat așa. Din toate domeniile. Tradice. de activitate. Păi, România, e Rom se mai ducă România a avut cei mai buni cercetători din lumea și asta. Și eu cred că încă are. Și are, dar nu au fost sprijiniți. Păi pentru cercetători și asta am mai spus-o și o repet, domnule, bun, ăla îi dă să zic 50.000 de dolari. Băi, eu nu pot să-ți dau 50, îți dau 5.000, dar rămâi în țara ta. Și hai să facem cercetare Hai să, să facem ceva pentru poporul ăsta Păi noi am fi fost Vă rog să mă credeți Dacă ar fi stopate lucrurile astea Mizerabile, zic eu Că nu zice nimeni, bagă-mă mâna Atât și oprește-te Păi ei nu se opresc Și neoprindu-se evident că din cauza asta S-a ajuns unde s-a ajuns Că dacă s-ar înapoia tot ce s-a luat La ora actuală, noi români Am mai stat vreo 30 de ani Cu burta la soare

Dar credeți că sunt acum resurse sau ar găsi uh, statul resurse să stimuleze mai mult uh, agricultura și mediul rural prin acordarea de uh, locuințe, de mic teren? Pentru că, acum, hai să spunem, toate satele, toate comunele, până la urmă, au terenul comunal, no. au, au de unde să ofere. Primarea a avut grijă prin toate județele să ia pentru comună un, un lot al lor. Pă, pă nu numai că au. Avut. Sunt terenuri, rezerve care au rămas știți de unde? Pentru că mari moșieri care au fost odată au primit până la 60 de hectare, da? Latifundiarii. Latifundiarii da. de altă dată. Ori, restul ce-au făcut cu ea? Unde au intrat? La primărie. La primărie. Mm -hmm. Au intrat la băieții deștepți, dar au rămas și la primărie o parte din acestea. Pe da să zici și primarul și, ar putea, da? Păi, sigur. O părticică sigur, acolo ca sigur, să vină că, și sigur, învățător, să Sigur, nu sigur facă că da. Și propti, fiecare, și fiecare consiliu local ar trebui să scuture de pe lângă uh, primărie toate societățile căpușe care au căpușat până și Sufletul din noi, da? Și atunci vă spun eu să vedeți câte lucruri minunate s-ar putea face în fiecare colțișor din țara asta. Știți că s-a dus buf, așa, că îți faci o casă dacă ai un miliard. Nu, acum îți faci o casă și dacă ai mai puțin de un miliard, Și dacă ai câteva sute de uh, milioane de lei vechi, poți să-ți faci o căsuță cât o garsonieră sau și așa mai departe, în mediul rural. Uh, și acum, uh, mai mult decât atât, le faci în câteva săptămâni, nu se mai fac în câțiva în casele. Sau... Deci, uh, uh, medii oportune ar fi, dar uh, parcă nu se vrea. Vreau să vă spun ceva. Dacă v face la vămile, zonele de ieșire, veți vedea sute de familii cu copilași de la 1 la 10, 12, 15 ani care pleacă, alții îi lasă aici. Ori, acești oameni, acești oameni de care să folosesc alții, ar putea fi folosiți, nu folosiți, ar putea să fie într-adevăr, de folos societății în țara lor, nu în altă parte. Da, la și eu, eu, eu sper, ca președintele țării, așa cum și-a luat angajamentul, că se va ține de cuvânt și că acești tineri care au îngroșat rândurile fugarilor din țara aceasta pentru că ei n-au fugit de bucături, ei au fugit de zburături, sărmani. Și evident că... Uh, Ați văzut cât uh, se întorc între patru scânduri, cât sunt împușcați, cât sunt omorâți, câte, câte femei sunt maltratate în uh, țările uh, unde au ajuns? Or acest lucru trebuie să înceteze. Acești oameni care trebuie să gândească pozitiv și să gândească pentru oamenii, de ei trebuie să înțeleagă, domnule că am ajuns. Pe o funcție de conducere, eu nu mai mă aparțin mie. Aparțin acelei comunități care m-a pus în vârful trebii. Că eu pun la fel de, de de liniștit capul pe căpătâi exact cum pune fiecare român. Și atunci însemnează că mi-am făcut treaba. Nu creând tot felul de lucruri murdare. Iată, m-au anunțat colegii că emisiunea noastră s-a și terminat. Ne-am propus mult mai mult să discutăm, dar așa cum se întâmplă tot timpul când stăm așa la un dialog neconvențional, timpul trece mult mai repede. Eu vă mulțumesc că astăzi de ziua dumneavoastră ați împărțit-o așa un pic și cu noi, cu telespectatorii noștri, că ne-ați împărtășit din experiența vieții dumneavoastră și religioasă și viața noastră de om, de familist, de, iată, om care îi reprezintă pe alții prin Comisia de Dialog social unde sunteți o voce puternică și vă mai așteptăm și cu alte ocazii și nu o să uit că ne-ați făcut invitația să mergem și în mediul rural. Și eu vă mulțumesc dumneavoastră, la mulți ani doamnelor, la mulți ani, domnilor și să vă dea Dumnezeu tot binele din lume și să aveți numai bucurii. La mulți ani, domnul Catrinoiu, la mulți ani, domnilor, încă o dată vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și dumneavoastră, doamnelor și dumneavoastră, domnilor, și vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. Doamna Oana Corobea este medic dermatolog și va fi aici alături de mine și de dumneavoastră, așa că dacă aveți întrebări, îi puteți trimite SMS la numărul de pe ecran. Până atunci, toate cele bune, la revedere și încă o dată, la mulți ani și să petreceți frumos. Numai bine!